Deci, pentru noi, operatorii din turism, este astăzi o mare sărbătoare. Cea mai mare sărbătoare după Revoluție a turismului buzoian și, pot să spun, și românesc. Pentru noi este o mare bucurie că vom fi alături, vorbim de stațiunea Sărata Monteoru, vom fi alături de Geopark, vom căuta să promovăm în continuare produsele noastre turistice, iar Geoparcul ne va asigura turiștii ca să asigurăm aceste servicii. Deci va crește și stațiunea odată cu ținutul? Sigur că da. Aceasta va fi reciproc, avantajoasă. Adică noi vom trimite turiștii în Geoparc și vom dezvolta Geoparcul. Geoparcul va veni cu turiști și va prezenta stațiunea Sărata Monteoru, care este și ea unică prin serviciile pe care le oferă, prin condițiile naturale pe care le oferă și unicitatea ei. Eu vă spun că și Sărata Monteoru are de dezvoltat în continuare lucruri deosebite. Deci, după cum știți, este singura mină de petrol din Europa care trebuie să ajungă în patrimoniu UNESCO, pentru că mai există o mină de petrol în Statele Unite, în statul Texas. De asemenea, avem cultura Monteoru, deci cultura Monteoru, o cultură din epoca bronzului, cea mai evoluată din Europa. Deci putem oferi în continuare servicii și atracții pentru turiștii care ne vizitează. Pentru noi, operatorii din turism, astăzi s-a primit un mare avantaj. Trebuie să avem grijă, să păstrăm, să ridicăm nivelul serviciilor și turiștii să plece mulțumiți.